aceea. Când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de dânsul un sutaș rugându-l și grăind, Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit chinuindu-se. Iisus i-a zis, voi veni și-l voi tămădui. Dar sutașul răspunzând a zis, Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperimântul casei mele, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu. Căci eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine un staș și zic acestuia du-te și se duce și celuilalt vino și vine. Și servitorului meu îi zic, face asta și face. Auzind acestea, Iisus a minunat și a zis celor care veneau după dânsul, adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fi împărăției vor fi zgoniți în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și i-a zis sutașului, du-te și după cum ai crezut, fie ție. Și s-a tămăduit servitorului în ceasul acela. Să luăm aminte. În vremea aceea, chemând pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată afară și să tămăduiască orice boală și orice neputință în popor. Pe acel 12 i-a trimis Iisus, povățuindu-i și zicându-le, în căile păgânilor să nu mergeți și în oraș de samarineni să nu intrați, ci mai mult mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel, unde veți merge propovăduind, spunând că s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei bolnavi, curățiți pe cei leproși, pe cei morți înviați, scoateți afară pe demoni. Îndar ați luat, îndar să dați. Vă bățâie, Doamne, slavă-ți-e. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragii noștri, după cum am auzit cu toții,
din Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie pe care am rostit-o, și anume cea de la Sfântul Evanghelist Matei, cel care a semănat în această carte, prin această epistolă și prin aceste daruri, dacă vreți, această bogăție a Bisericii care este Biblia și care este Evanghelia, acest mănunt, poate insuficient de multe ori, datorită faptului că spune Mântuitorul, vedeți, ar fi scris tot ceea ce a făcut Hristos pe pământ, nici în toată lumea nu ar fi încăput cărțile. De aceea nu spun că este insuficientă Evanghelia, ci dimpotrivă este alcătuită și bogată cu înțelesul duhovnicesc ca un izvor de unde fiecare dintre noi ajungem la un moment dat și facem copac și ne adăpăm din izvoarele cele bine purgătoare din izvorul lui Hristos. Este clar că fiecare dintre noi mai puțin citim Biblia. Și aceasta este un regret al Bisericii. Pentru că ajungem să ne confruntăm de multe ori cu oameni care aduc o altă învățătură după placul lor, după pofta lor. Își aleg învățături după poftele lor ca să le dâdele auzul, să le facă plăcerile și să nu mai aibă această jertfenicie pe care o are Biserica lui Hristos. Vedem că în Biserica lui Hristos, în Biserica Ortodoxă, suntem cei care venim și ne închinăm altarului și privim cu multă dăruire ca și cum am vedea Împărăția lui Dumnezeu. Anume, dincolo de această catapeteazmă, indiferent de biserică, lățime, lungime, înălțime, indiferent de structura, arhitectura, iconografia și alte amănunte care sunt și care îmbogățesc Biserica lui Hristos, avem, dragii mei, altarul și jertfenii. Iată că în altar aici se află un loc unde și Îngerii lui Dumnezeu doresc să privească și să vadă cum se desfășoară Sfânta și Dumnezească liturghie. Doar doresc acest lucru. Dar iată, dragii mei, să știți că aici ce poate face preotul care este binecuvântat de Dumnezeu ca să săvârșească și să aducă spre împărtășire credincioșilor cu Hristos. Să-L aducă pe Hristos prin trupul și prin sângele Lui, care se dă împărtășirii credincioșilor atunci când Mântuitorul ne-a lăsat ca o poruncă divină, ca o poruncă prin care noi îl câștigăm pe Hristos și îl primim în sufletul nostru și în inima și în trupul nostru. Atunci când spune, aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Adică atunci când a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Deci ne-a îndemnat pe fiecare dintre noi ca să venim în fața altarului, în biserică aici unde spune Domnul, unde sunt doi, trei, acolo sunt și eu, cu atât mai mult cei care v-ați jertfit timpul și ați venit pentru a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile, adică creștinul ortodox, dragii mei, știe să mulțumească și pentru cele rele. Creștinul ortodox, adevărat, autentic, care are o trăire duhovnicească, curată, știe să mulțumească și atunci când este greu pe suflet. Că știe că merită aceste lucruri, că păcatele sunt cele care îl trag pe om în jos. Și știe să mulțumească și atunci când este bine. Un adevărat credincios. Pentru, de ce spun un adevărat credincios? Pentru că sunt foarte mulți fii duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe, superficiali. Sunt oameni mulți care vin în biserică. Avem atâtea și atâtea cazuri în care parcă nu le mai putem schimba, de parcă suntem neputincioși, de parcă vorbim pe altă undă și nu ajunge la credincioșii noștri. Ca să vedem o parohie în care să existe și să domine dragostea, cum spune în Apostolul care s-a citit astăzi, dragoste pe toate le întrece. Dacă ai dragoste, în zadar ai avea tu multă înțelepciune, carte, ai avea putere să faci tămăduiri multe, miraculoase și alte lucruri
Dacă dragoste nu este în tine, nimic nu ești, nimic nu ai. Ești un simplu pieritor, un simplu om rătăcit care nu vrea să se întoarcă la Hristos. Prin ce ne putem întoarce la Hristos, dragii mei? Este o întrebare destul de complicată, pentru că fiecare dintre noi crede că dacă vine la biserică, este întors la Hristos. Nu, viața ta să te întorci la Hristos. Comportamentul tău să-l întorci la Hristos. Trupul tău să-l întorci la Hristos. Mintea ta să-l întorci la Hristos. Firea ta și toate cele nevăzute sau poate cele care te încearcă în viața aceasta. Patimile care le ai să le calci în picioare pentru Hristos. Ochiul tău care vede aiurea să-l întorci cu privirea spre Hristos. Auzul tău care aude prea multe. Pipăirile și multe sentimente și simțuri pe care le avem toate cu încetul să le întoarcem la Hristos. Atunci vei spune că ești cu adevărat un fiu duhovnicesc. Pentru că prin dragoste îl câștigăm pe Hristos. Hristos și Dumnezeu este iubire. Atâta timp când vrem să-L cucerim pe dânsul. Cum îl poți cuceri pe Hristos dacă nu prin dragoste față de aproape? Oare nu este cea mai importantă poruncă din lege, dacă vă aduceți aminte, prima poruncă din lege, din cele 10 porunci? Cred că o cunoașteți pe toți. O poruncă simplă, o poruncă care vrea și se vrea cu adevărat îndeplinită sau împlinită. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată puterea și convingerea ta și pe aproapele tău ca pe tine însă. Vedeți că l-a pus pe aproapele exact ca și cum îl iubești pe Dumnezeu. Că în zadar spui tu că îl iubești pe Dumnezeu, care nu-l vezi și dacă îl vezi pe aproapele tău și nu-l iubești. Ce fel de... care este chip și asemănarea lui Dumnezeu. Că așa a spus Domnul, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Adică după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem făpturi vii, suntem ființe plăcute, raționale. Și această rațiune, dragii mei, trebuie să fie una îndreptată corect și pozitiv pentru a împărtăși cele de folos sufletului. Și cum spunea în Evanghelia din duminica trecută, atâta timp cât grijile omenești apasă sufletul omului, atâta timp cât diavolul are o mare putere și o mare influență la om, atâta timp cât îl cucerește prin grijile lui, pentru că auzim de fiecare dată, omul este slăbit de putere, ajunge să nu mai vadă înainte. Vede doar ceasul și anume prin ceasă și prin întuneric, lupul vine mai ușor la stână. Când este ceață, nu poate să vadă ciobanul când vine lupul la oi. Exact așa și diavolul. Tocmai când este ceață în sufletul tău, când este întuneric în sufletul tău, că așa spune Domnul. Dacă ochiul tău va fi luminat, tot trupul tău va fi luminat. Dacă ochiul tău va fi întunecat, tot trupul și sufletul tău va fi întunecat. Și în felul acesta, Sfinții Părinți ne amintește despre ce înseamnă vederea sau ce înseamnă ochiul, care reprezintă remarca Mântuitorului Hristos. Când vorbea El pe munte și spunea la toți, dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău va fi întunecat. Nu înseamnă ceva ochiul de care aveam vedere Mântuitorul decât conștiința noastră. Conștiința noastră, dacă este întunecată, trăită prin patima egoismului, eu și numai eu, problemele mele, interesele mele, nimic nu mă interesează decât pe mine și familia mea. Așa înseamnă egoism. Așa înseamnă o trăire fără de Hristos. Hristos a venit și s-a jertfit pentru fiecare dintre noi, ca să-L vedem acum pe cruce. Pentru ce? Nu pentru că a făcut vreun păcat. Nu a fost ridicat pe cruce pentru că săvârșise vreun act de huliganism sau vreun act de crimă, pentru că criminale și huligani erau ridicați pe cruce. Hoții! Mântuitorul și-a dorit să devină un hoț sufletesc ca să ne răpească sufletele. Să ne răpească sufletele, să ne ducă în rai acolo unde este și El. Și dacă a fost ridicat, dragii mei, pe cruce, oare ce simbol mai putem noi să avem? Ce talisman trebuie să mai poarte omul? Pentru că auzim diferite cazuri că își poartă talisman la mână.
îl poartă la pești, auzind că scrie că dacă îl porți, nu se lipește nici măcar patronul de la armă. Nu te poate împușca nimeni. Ce fel de talisman să mai porți dacă nu l-ai pe Hristos? Nimic fără de Hristos este o zicală. Este o lozincă a ortodoxiei. Nimic fără de Dumnezeu. Și dacă este nimic fără de Dumnezeu, de ce oare trăim ca și cum nu am mai murit niciodată? Nu ne mai gândim că există Dumnezeu. În felul în care noi avem atitudinea aceasta, cum putem să revenim către Împărăția lui Dumnezeu? Acum să ne întoarcem puțin la Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi. S-a apropiat de Mântuitorul Hristos un om oarecare. Îl mai numește sutaș, adică ce înseamnă sutaș? Omul care era un conducător de oaste, care avea 100 de ustași sub seama lui. Era un conducător de peste 100 de ustași. Se numea sutaș. Și în felul acesta, având atâta autoritate, Dumnezeu știe că nu spune Evanghelia prea mult despre dânsul, dar ne spune că era un iubitor de apropiat. Și se apropie, spune în Capernaum, s-a apropiat de dânsul un sutaș rugându-l și grăind: Doamne, servitorul meu sau sluga mea zace în casă bolnavă, cumplit chinuindu-se. Și Iisus i-a spus: voi veni și îl voi tămădui, îl voi vindeca pe el. Și acesta, când a auzit că va veni Hristos în casa lui, ce a zis? Ca să nu spun de la mine, ascultați: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Adică el nu se simțea vrednic să îl primească pe Hristos. Își simțea grevimea păcatelor. Își simțea apăsarea aceasta a chinurilor. Și nu se simțea vrednic să intre Hristos în casa lui. Dar a spus ceva și foarte important, că l-a impresionat tocmai pe Hristos. L-a impresionat pe Hristos cuvintele acestea: Doamne, și eu sunt mai mare peste 100 de oameni. Și dacă îi spun aceluia să se ducă, el se duce, adică mă ascultă. Și dacă îi spun celuilalt să vină, el vine. Dacă îi spun cuiva să facă, el face. Dacă îi spun să nu facă, el nu face. Deci fac ascultare de mine. Tot așa și tu ai putere. Numai să zici cu cuvântul tău și sluga mea se va vindeca. Era un păgân. Era noastea, pentru că noastea păgână, noastea împăratului, nu putea să ajungă tot. Mi-aducem aminte de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care era noastea păgână. Dar s-au declarat că sunt creștini și îl slujesc și îl iubesc pe Hristos. Și în felul acesta au fost decapitați, au fost omorâți, aruncați în groape cu vară, puși pe roate, cu diferite ascuțișuri, omorâți, aruncați în prăpastie, dați în gurile leilor, în bătaie de joc, până când și-au sfârșit viața mucenicește. Dar vedeți că acesta încă cumva stătea la balanță, până l-a descoperit pe Hristos. Și ce a spus? Doamne, nu sunt vrednic. Eu nu sunt vrednic. Deși era păgân, nu cunoștea prea multe legi. Dar l-a făcut ca să-l impresioneze pe Hristos. Cel care vindecă și are o mare putere și o influență asupra naturii, are influența asupra peștelor din mare, atunci când a zis ucenicilor: aruncă, cum îl zic eu, Doamne, toată noaptea n-am putut să prindem pește. Toată noaptea ne-a închinuit. Dar dacă zici tu, atunci noi aruncăm mreaja. Și a ascultat de porunca Mântuitor și nu m-am aruncat mreaja, adică acele scule pe care le aveau de prins pește, nu m-a le-a aruncat și nu le puteau trage de mulțimea peștelor. Vedeți că l-a ascultat și marea, adică peștii din mare, a ascultat de Hristos. A ascultat vânturi de atunci când era o mare vâltoare și o tulburare a apei, a mării, atunci când mergea Hristos cu ucenicii și Mântuitorul se făcea, spune Evanghelia, că doarme, că se odihnește. Și în momentul acela s-au apropiat toți înfricoșați, ca niște iepurași: Doamne, scapă-ne că perim! Pentru că valurile erau mai mari decât corabia. Și Mântuitorul se trezește și spune: puțin credincioșilor. Și a ridicat mâna și a stâmpărat valurile. Deci a ascultat și marea. A ascultat și muntele. Dacă vă aduceți aminte Evanghelia de Luca, care spune, când vorbea Mântuitorul, că dacă vei avea credință, măcar cât un grăunte de muștar, vei spune muntele acestuia: zmunge-te din pământ, aruncă-te în mare.
ce nu mai a spus omului, dar muntele de parte i-ar fi spus lui, se zdruncina de acum de pământ să se arunce și Mântuitorul spune, oprește-te, nu ți-am poruncit nimic. Și cel care a avut puterea asupra duhurilor celor de curate, încât se înfricoșau diavolii când auzeau numai de numele lui Hristos, tocmai acesta, dragii mei, la ce vreau să ajung, tocmai Mântuitorul Hristos se minunează și se miră de credința acestui sutaș. De credința unui oarecare om care și el a venit întâmplător la Mântuitorul Hristos și care a cerut, Doamne, vindecă-mi sluga mea, nu era pentru el. El vrea să-și vindece sluga lui. Cine mai face în zilele noastre așa ceva? Cine mai face, dragii mei, în zilele noastre așa ceva? Să-și vindece sluga, să o ducă la medici, scusiți, să o ajute, nimeni. Dacă cumva începe a șchiopăta, e foarte inteligentă, îl spate pe poartă afară, îi spune că nu mai are nevoie și aduce pe altul sănătos. Să-și bată capul. Vedeți? Dar sluga aceasta a arătat o mare dragoste. Vedeți, este și o legătură între apostolul care s-a citit. Dacă nu ai dragoste, nimic nu ai, poți să fii cât de mare. Poți să ai darul facerii de minuni. Poți să faci să dai cu toată casa ta și să dai de pomană. Poți să-ți dai, îți dai trupul tău, spune apostolul, să trupul tău să fie ars pentru Hristos. Dacă n-ai dragoste, nimic nu ai, nimic nu te folosește, nimic nu vei câștiga. De aceea spune că dragostea le întrece pe toate. Dragostea rabdă, dragostea este iubitoare, dragostea nu se înmuiește, dragostea nu se laudă, dragostea nu se mântrește, nu culește pe nimeni. Deci în momentul când ai dragoste, toate le are. De aceea iubit și chiar dacă va greși cineva vreodată, și să nu uitați lucrul acesta, vreau să se învechească această supărare. Pentru că ea devine deja rană și rana aceasta nu mai poți vindeca decât cu iertare. Iartă-mă, frate, ți-am greșit. Cine sunt eu să nu te pot ierta? Cine sunt eu dacă Dumnezeu m-a iertat pe mine? Spune oare rugăciunea Tatăl nostru ceva care să spună că nu, să nu iertăm, că nu ne iartă și pe noi? Spune-i în rugăciunea Tatăl nostru, iartă-ne, Doamne, că și noi la rândul nostru iertăm. Și ne iartă-mă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. De multe ori noi spunem ca pe o poezie și nu înțelegem. Nu ajunge la mintea noastră. Vedeți că în mod normal, dacă nu putem ierta, trebuie să spunem altfel. Doamne, nu ne ierta nouă, că nici noi nu iertăm. Dar noi spunem, iartă-ne, Doamne, că și noi iertăm greșalele noastre. Ca și cum l-am mințit pe Dumnezeu. Doamne, vezi că noi iertăm, iartă-mă, te rog. Dar noi nu putem ierta. Încă o dată înduit păcat face că spunem Tatăl nostru. Mai bine nu mai spune. Creștinii să nu spună Tatăl nostru dacă nu poate ierta. Pentru că îl minte pe Dumnezeu prin această rugăciune simplă. Mică și foarte înțeleasă. Iartă-ne, Doamne, că și noi iertăm. Dragostea, dragii mei, dragostea este iertătoare, este binevoitoare. Și iertați-vă unul cu altul. Și aici am vrut eu să vă spun la inimioară și la sufletele frăților voastre este faptul că tocmai s-a găsit un om care nu avea nicio tangență cu lucrarea divină umană a Mântuitorului Hristos. Tocmai cel care era sutaș, numit, un om care nu avea pe Hristos, nu avea văzătura, nu avea poruncile, trăia el după placul lui. S-a găsit acest om să fie mai curat decât toți, pentru că s-a mirat Mântuitorul și ce spune Domnul? Nici în Israel n-am găsit atâta credință. Dar Israel cine era? Era poporul ales. Poporul cel care trebuia să-l întâmpine pe Hristos. Și am auzit, pentru că astăzi este sărbătoarea închinată Sfinților Doctor fără de argint, Cosma și Damian, și s-a citit Evanghelia despre Mântuitorul de Evanghelia care vorbește despre o anumită parte a societății care, deși trăiește într-o atmosferă frumoasă, dar nu-și poate scoate din sufletul lui păcatul. Și mai cu seamă, Mântuitorul spune că le-a dat puterea asupra duhurilor celor necurate și în căile păgânilor să nu mergeți, să mergeți doar în Ierusalim. Chiar îi îndeamnă pe Sfinții Apostoli, povățuindu-i, zicându-le, în căile păgânilor să nu mergeți și în vrăjetate de samareneni să nu intrați. Samarenenii erau, n-aveau nicio legătură cu poporul Israel, cu poporul ales, evreii. Dar vedeți că Mântuitorul chiar le poruncește. Și în una din Evanghelii ne aducem aminte despre Mântuitorul când s-a apropiat o femeie, tot samareneancă, și a lăudat din nou credința ei. Când a zis, Doamne, vindecă-mi fiica mea, că este rău chinuită de un demon
Și Mântuitorul spune, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Deci Mântuitorul prin felul acesta a arătat că pâinea copiilor înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea care trebuie să o facă cu copiii lui, adică Israel, poporul Israel pentru care a venit. Și în momentul când Mântuitorul spune că nu este bine să iei pâinea copiilor, adică nu este bine să-mi pierd eu timpul cu tine și să-mi las să neglijez poporul meu, un popor care trebuia să-l întâmpine pe Hristos, dar nu l-a întâmpinat, și vedem mai apoi când l-au răstignit, zice, se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamurilor păgâni. Ce s-a și întâmplat, pentru că noi o perioadă de la romani am fost păgâni. Tocmai prin Sfântul Apostol Andrei, cel care ne-a creștinat, a devenit creștin prin Hristos. Și Mântuitorul spune, nu este bine să-i pânea copiilor și să arunci câinilor. Adică câinii însemna pentru Mântuitorul oamenii păgâni. Dar femeia foarte înțeleaptă ce spune? Deși era samarineancă și păgână. Ce spune? Da, Doamne, dar și câinii mănâncă de la fărâmeturile de care cad la masă stăpânilor lor. Și iarăși l-am impresionat pe Hristos. Mântuitorul chiar spune, o femeie, mare este credința ta. Fie, fie după cum voiești. Și ți-a tămăduit fie ca ei, spune Evanghelia. Tot așa și astăzi, Mântuitorul spune, fie ție după cum ai crezut și ți-a tămăduit sluga lui, chiar în momentul acela. De ce înseamnă, dragii mei? Dincolo de credința pe care o avem și care trebuie să o păstrăm, să avem dragoste față de aproape. Chiar și aproapele ne este, nu doar fratele nostru, sora noastră, soția noastră, copiii, apropiații noștri sunt cei care sunt înjosiți de toți. Cei care sunt călcați în picioare de toți. Poate chiar și cel care stă și bea la bar. Sau care stă și doarme sub gard. Să nu-l aruncăm pe piatra în el. Mântuitorul spune femeie. Spune celorlalți care o judecau pe femeia păcătoasă. Cine este mai corect decât ea să arunce acum cu piatra în ea? Cine ți-a gândit? Nimeni. Pentru că toți se gândeau, se socoteau păcătoși. Tot așa și noi să nu întindem mâna și să aruncăm, să nu ne permită nouă gura noastră decât să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și limba noastră nu fie atrusită de a-L judeca pe aproapele nostru, pentru că este Dumnezeu care îl judecă. El astăzi a căzut sub o groapă acolo sau undeva într-un râu sau sub un gard. Este băut. L-a ispitit diavolul besiei. Dar mâine dimineață El este treaz, este un gospodar bun, este un tată la copii și așa mai departe. Și cel care chiar continuă și a doua zi este datorită faptului că este înjosit de toți, este marginalizat, este cumva izolat, dat la o parte, că nu avem noi nevoie. Oamenii sănătoși nu au nevoie de oameni bolnavi. Cam așa se întâmplă. Dacă noi am avea o atitudine creștinească, noi l-am luat la biserică. L-am adus samarineanul milostiv, l-a adus pe cel care era aruncat în groapă și l-a pus pe măgărușul lui și l-a dus la o casă de oaspeți. Casa de oaspeți înseamnă biserica. Și i-a dat doi galbeni. A zis, eu când mă voi întoarce, îți voi da înapoi. Doi galbeni înseamnă Vechiul Testament și Noul Testament. Adică i-a dat Biblia. Citește Biblia. Cine dintre noi aduce să dea Biblia la cei care sunt necăjiți? Nici măcar noi nu avem în cap. Deși stau la vânzare deja de și le mai dărui, că pe toate vreau să le dărui, dacă omul nu are, parcă așa am zis acest lucru, că voi dărui tuturor celor care vor cere și nu au posibilitate să-și procure o Biblie, o carte a lui Dumnezeu. Să aveți fiecare dintre frățiile voastre cartea, Biblia, ca căpătâi în casa dumneavoastră. Acei doi bani pe care îi dă samarineanul milostiv este Hristos. Noul și Vechiul Testament care trebuie să-l aveți în casa de frățiilor voastre. Și în felul acesta îi putem vindeca pe cei care sunt în necazul și nu va mai fi o societate bolnavă și separată, bulversată și aleasă după criterii sociale, după criterii politice și așa mai departe. Dacă l-ai pe Hristos, Hristos este dincolo de politică, Hristos este apolitic, Hristos este iubitor, să fii și tu la fel. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și faptele milosteniei pe care trebuie să le aibă fiecare dintre noi, pentru că credința noastră, dacă este vor de faptă, cum este? Moartă. Nu are nicio putere. Credința înseamnă mergerea la biserică, credința înseamnă ținerea postului, credința înseamnă rugăciune, credința înseamnă milostenie, credința faptelor bune înseamnă să iubești pe cel care te blestemă, credința înseamnă să faci bine celui care îți face răul și așa în felul acesta vom împlini legea lui Hristos. Amin. Să zicem tot.